घंटे का किराया 30 नहीं है। ये बहुत बड़ा शिपयार्ड है यहाँ का, eu vedem corpurile a două remorchiere multiscop. Acesta probabil vor fi folosite la platformă. Pilot and Hush. După ce au fost construite, castelul și toate instalațiile necesare utilizării acestor remorchiere. Peronul Ceaușescu din stânga noastră, până la insula aceea pe care am trecut, exista un pod de pontoane pe care se efectua schimbul de tură între șantierul Naval Mangalia. Într-o dimineață, coincidența nebicinoaște, ca primele corecte la ambele noi, s-a desprins un bolț și toți acei oameni au căzut în apă. Din nefericire au fost declarate 11 victime, însă scafandrii care au participat astfel și la grotă spun că ar fi vorba de mult mai multe persoane care și-au pierdut viața atunci. Și în acel moment Ceaușescu a venit de urgență la Mangalia cu elicopterul și a ordonat construirea unui pod. Este vorba de podul pe care îl vedem în fața noastră. E podul care face Murgiarie, Livanul, Mangalia și mai departe Bulgaria, către oameni. În fața noastră, ușor în dreapta, vedem o construcție turn de culoare albă. Este vorba de farul Mangalia, acel turn care se ridică deasupra colinii din fața noastră. Acesta poate ghida navele către intrarea în portul Mangalia, de la distanțe foarte mari, peste 34 de mile, în nopțile cu vizibilitate bună.
they work there. They clean this area. They are the Americans here. What? We have contract and we clean this area. The military? Yeah. And we cut the trees here and and there was two ramp, boat ramps. We cleared it. Începând cu grata noastră și cu o distanță de câțiva kilometri, se întinde baza militară de marină Bavaria. Era cumva cea mai mare și cea mai bine păzită unitate militară din România aici. Existau peste 5.000 de camere, lucrau aici în fiecare zi. Vedem în dreapta noastră un dop plătitor de dimensiuni mai mici comparativ cu cel construit în Dană. Ie rămâne nevighi side a... Ie încă jos care îmi rămâne nevighi. De asemenea pentru a mare Pakistan mi-a fugiu că घर के पास से नहीं गुजर सकते और ये इनकी नेवी की साइड है और इनके बिल्कुल जहाजों में आप जाके देखें ये जहाज खड़े हैं इनके ये वारशिप खड़े हैं इनके Următoarele trei embarcațiuni, 188, 189 și 190, sunt nave purtătoare de rachete de producție sovietică. Acestea sunt propulsate de turbine cu gaze, se deplasează foarte repede, deși sunt mari și grele, și au viteză destul de mare și, bineînțeles, sunt foarte mari. Aceste nave sunt folosite de către ruși, au atacat Ucraina, în asemenea, care durează de un an. Putem să vedem între ultimele două pechiuri. ये पुल इस बीच गाड़ी गुजर रही है इस पुल से हम इस तरफ जाते हैं लेकिन वो दस दिन बाद भी गाड़ी गुजर रही है अगर आपके पास बर्फ भी है और आपके पास यहाँ को टीआरसी पर आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं आप बता दिया जा सकते हैं पहले जिसका जिक्र किया था कि ये शेप बनाने की एक फैक्ट्री है दामन Astfel de nota poate fi văzută scoasă pe chiar la Muzeul Marinei, la capătul acestui pod, la ieșirea din Mangalia. Acesta se deplasează cu viteză foarte mare, torpilează navele dinamice, după cum sunt tot să și ceva în moment anterior pentru autoprotecție. Următoarea navă de după piciorul podului este o navă dragoste de mine, după cum se și numește, este folosită pentru crearea unui culoar navigabil pentru navele românești sau, știu eu, pentru flotele aliate. În acest pod, mai departe, apele sunt ceva mai dulci. Există foarte multe izvoare de apă dulce și apă termală, cu sau fel și fel de proprietăți. Majoritatea resurselor balneare din zona Mangaliei și nu numai, își procură apă termală și proprietăți balneoclimatelice de aici din zonă. Se vede acolo stația de plimbare. Iar celelalte două navele sunt tot făcute. Au fost făcute în așa timpul pe care îl vedeam un pic mai târziu în plimbarea noastră prin aceste locuri. Thank you.
بڑا خوبصورت منظر ہے. یہ سمندر جو ہے یہ مختلف تنگ جگہ سے گزر رہا ہے. De față înseamnă că există aceste sisteme, dar atunci când ții de împăditoare, sunt folosite doar de hormonale din aia, știțele care fac roie cu piscinele pe mâna ta, dar pe mâna ta, măcar nu e răzbără și mâna. Deci, o roie cu piscinele pe mâna ta, pe piscinele pe mâna ta. خوبصورت ویو والا منظر ہے اور جو ویو پوائنٹس ہیں یہاں پہ جو دیکھنے کے قابل ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید جب میں جائیں گے تو کھلے سمندر میں لے جائیں گے ہمیں, لیکن کھلے سمندر میں تو پانی پانی ہی ہوتا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. کافی لمبی ہوگی ویڈیو, ان شاء اللہ اس کا دوسرا پارٹ بنائیں گے. خدا حافظ. Oh, yeah.